începe la vârnă Diana Bulimar, o vedem. Diana Bulimar, care revine în activitatea competițională după accidentarea și operația pe care a suferit-o și ea la genunchi. Este prima competiție a ei după un an de zile. Din păcate a ratat la salt înainte. Emoțiile, cred că sunt cuvântul după anul de pauză. Deși am văzut-o la încălzire și a făcut bine exercițiul, iată ce înseamnă emoția concursului, adrenalina, pulsul mărit. Pare că și-a recâștigat siguranța după ratarea dinainte. Iar ce se întâmplă cu maximul proșcă 180. Danilova laterală. Eu spun totuși că se cunoaște că a stat departe de concurs. Da, sigur că da. Și atâta timp. Bine, foarte sigură pe ea la coborâre. Au fost totuși 4 luni de zile în care n-a avut voie să pună piciorul jos. Se simte în pregătire. Bulimar medaliată cu echipa României la Europeanul de Junior din 2010 de la Birmingham. A luat și la individual medalie la paralele, dacă mi-amintesc. Da, în locul 3. Da. Locul 3 la paralele și medaliată cu argint la Olimpiada de Junior de la